Bogdan Milon, directorul Clubului Sportiv Școlar Bacău, cunoaște bine situația, chiar dacă e nou în funcție. La început de an calendaristic, cluburile sportive școlare nu au bugete, deci nu sunt bani. Și atunci, cum își desfășoară activitatea CSS-urile? La întrebarea asta e greu să vă răspund acum, pentru că suntem în... Eu tot spun că suntem în ianuarie, practic, da, au trecut câteva zile din februarie, da. Ca fiecare început de an, nu prea știm pe ce ne bazăm deocamdată, nu ne-au venit încă bugetele. Mai mult decât atât, noi avem o finanțare oarecum nu ciudată, dar oarecum diferită față de alții. Finanțarea e lunară, facturile și ele sunt lunare, dar la început de an se merge pe datorii. Doar că nu așa se face performanță, un fel de progres pe datorie. Cum e sport clubul. Ei au în mare așa o idee despre ce buget le va veni în anul respectiv. Noi suntem finanțați lunar de inspectorat, în funcție de necesitățile noastre. Noi facem referate, facem un calcul, ce bani avem nevoie pentru turneele din luna următoare, îl depunem la inspectorat și ei dau bani în funcție. Posibilități și al lor. Iar dacă am nevoie de nu știu ce sumă, e posibil ca într-o lună să nu poată să mi se acorde această sumă și deci încep să strângi puțin lucruri, să mai comprime așa și mergem cum putem în ziua meciului, știu și eu, nu mai dăm o masă de prânz, luăm la pachet, chestii de genul ăsta. Și întotdeauna ianuarie grav, adică în ianuarie avem bani foarte puțin sau aproape deloc. Iar noi începem activitatea din primele zile ale lunii ianuarie. În concluzie, pretenții sunt, iar susținere financiară când se poate și când vrem.